Suntem din nou în direct la emisiunea Ce vor plantele și mă grăbesc, am alergat așa pe emisiunea asta pentru că vrem să vă dăm acel material cu terea pomilor și sfaturi în ceea ce privește tratamentele la pomii fructiferi, dar pe adresa de e-mail ne-au susținut câteva întrebări care necesită răspuns de urgență pentru că a apărut în seră, în spații protejate, musculiță albă de seră la răsadurile de varză. Da, păi de regulă, varză, conopidă, brocoli, coragen sau movento. Trebuie făcut tratament și insistat repetat la 2 săptămâni tratament. Dorin ne întreabă cu ce ar putea trata semințele de porumb și plantele după răsărie împotriva viermelui vestic al rădăcinilor de porumb. Acolo unde s-a instalat viermele vestic al rădăcinii de porumb sau diabrotica este o problemă deosebită. Este un dăunător de carantină, bine ar fi să cereți ajutorul și celorlalți de specialitate din zonele unde vă aflați. Tratamentul pentru sămânța de porumb, să o tratați cu Signum, este pentru viermele sârmă, iar partea cu dăunătorul, cu diabrotica, atunci când apare dăunătorul, fie pe tulpină sau pe mătasa porumbului sau pe panicul, puteți cu un piretroid, cu Faster, cu Decis Mega, Karate Zeon, Force, sunt multe produse care le puteți aplica la momentul potrivit, dar nu știu. Aș vrea să fac aparatura. O corecție, cred că nu este Signum, ci este Signal. Signal. La tratamentul semințelor. Da. Din inerție ați spus produsul Signum. Signal, să face tratamentul la semințele de porumb pentru viermele sârmă, iar pentru diabrotica, greu, v-am spus. Deci acolo trebuie făcut o rotație a culturilor. Fără rotația culturilor nu aveți nicio șansă de izbândă pentru că el are și formă radiculară, se instalează dăunătorul și pe mătasa porumbului și pe panicul. Este foarte greu de combătut. Domnica se ocupă cu legumicultura și cu verdețurile în special și are în fiecare an aceeași problemă cu salata, se strică în mijloc căpățâna. Da, pentru că acolo fie în câmp, nu se face rotația protejat. Culturilor, s-a instalat deja ervinia, nu-mi spune aici, dar și miroasă putrezirea aia a mijlocului, că așa îmi spune, de nu mai poate să folosească deloc. Deci acolo, la cocean, la tulpină, acolo se formează chestia aceasta, bacteria respectivă și singurul lucru este dezinfecția solului cu formol. Altă soluție nu există și cel puțin 2 ani de zile pe suprafața respectivă să nu mai cultivă nici salată, nici varză, nici brocoli, nici conopidă. Alexandra vă întreabă ce îngrășământ ar putea aplica la lucernă și în ce cantități la hectar. Deci dacă nu există îngrășământ natural care este de nota 10, atunci poate să aplice îngrășământul complex cu cele 3 elemente, azot, fosfor și potasiu. Cantitățile la hectar sunt în prima fază, acum la desprimăvărare, 150 de kg la hectar, iar după prima cosă se mai aplică încă o dată 150 de kg la hectar. Jolt are probleme cu căpșuni, îmi spune că an la rând are fructul cu pete negre. Cu ce ar putea să poate strupească? Poate să fie acolo, este vorba despre făinare. Și trebuie să urmărească și masa foliară pentru că problemele sunt destul de delicate la căpșuni. Trebuie neapărat, în primul rând, să folosească produsele pe care o să le recomandăm noi la momentul potrivit. Urmează în minutele de final ale emisiunii să revedem acea mică lecție în ceea ce privește tăierea pomilor, dar nu înainte aș vrea să ne spuneți, să ne mai resublineați tratamentele ce trebuie să le aplicăm în repaus vegetativ imediat după lucrarea de tăierea pomilor, fructiferi, viței de vie, trandafiri. Înainte de chestia asta vreau să mai fac încă o remarcă. Multă lume își pregătește acum pământul pentru a pune semințele de răsaduri. Bine ar fi să folosească pentru așa ceva să se ferească de infecția de larve și alte insecte sanisolul. Sanisoilul. Este un produs bio care îl poate folosi
la pregătirea patului germinativ, deci unde pune pământul în alveolele respective. Sau la pregătirea patului germinativ, dacă ies în solar sau în ăsta, în seră, poate să folosească Rich Soil Derma, numărul 14, sub formă de peleți, se incorporează în sol. Este și un îngrășământ foarte bun pentru toate plantele pe care le veți cultiva, toate legumele pe care le veți cultiva în solar sau în seră. Să trecem la tratamentul pomilor, timpul ne presează. La tratamentul pomilor, foarte pe scurt. Deci un produs pe bază de ulei și eu aș recomanda Oleominu, este 100 de mililitri în 10 litri de apă, dar ordinea în care noi o să veți face amestecul este următoarea. În 10 litri de apă se pune cupru, fie că este CEM, Champion, Funguran, Cosaid. După aceea se pune insecticidul și îl recomand Novadimul Progres, 15 ml. Și ultima dată se pune uleiul, Oleominu, 100 de ml. Amestecul se poate pulveriza perfect, fără nicio... dar să meargă la îmbăiere. Deci să curgă soluția pe pom în jos, să poată să astupe toate rănile. Și pentru un aspect frumos și o eficiență împotriva dăunătorilor și bolilor, mai recomanda și văruirea. Sau repararea crăpăturilor care există pe tulpină, să poate da cu bidineaua o soluție formată din teracalco. Și aici pot să spun 2 kg de teracalco în 6 litri de apă, la care se adaugă produsul Nicea, un liant care menține o perioadă de 2 ani de zile soluția pe coaja pomilor și asociat cu Novadimul Progres 15 ml. Toate 3 se pot aplica ușor și dau și un aspect foarte frumos livezii. Domnul Ghibu, vă mulțumesc pentru informații. Pe dumneavoastră, așadar, vă invit în minutele ce urmează să urmăriți acea mică lecție de tăiere a pomilor. Eu vă spun la revedere și vă dau întâlnire mâine în cadrul emisiunii Animasfera. Toate cele bune! Tăierile pomilor fructiferi sunt intervenții asupra coroanei. În perioada de repaus vegetativ se aplică o parte din aceste tăieri care diferă în funcție de vârsta pomilor. Astfel, în perioada de tinerețe se efectuează tăieri de formare a coroanei, în perioada de producție, tăieri de întreținere și fructificare, iar în perioada de bătrânețe sau declin, tăieri de regenerare. Intervențiile de corecție se aplică pomilor netăiați sau tăiați necorespunzător. Fără să intrăm în foarte multe detalii, vă vom dezvălui câteva reguli de bază în tăierile pomilor fructiferi aflați pe rod. Ele se execută în momentul când pomii intră în repaus vegetativ. Ce înseamnă aceasta? Când își încetează vegetația. Adică frunzele sunt căzute și seva nu mai circulă în pom. Întâi se începe cu semințoasele, urmând ca în perioada ultima iernii, când temperaturile încep să ridice, dar tot negative sunt, să execute tăierile la prun, la cireș, la vișin, să nu se producă degerături și pierderi de lemn. Coroana pomului trebuie să aibă formă triunghiulară cu baza mare în jos, astfel încât razele soarelui să pătrundă în toată coroana, să se diferențieze mugurii de rod, iar fructele să se coacă. Prin tăieri, urmărim să păstrăm coroana cât mai aproape de trunchi și realizarea unui echilibru între creștere și fructificare pentru a nu epuiza pomul. Că la tinerețe predomină creșterea, la bătrânețe sunt multe formațiuni fructifere, procesul de creștere s-a diminuat. Aici urmărim prin tăieri să provocăm creșteri noi, să asigurăm echilibru de care povesteam între creștere și fructificare și să facem rărirea formațiunilor fructifere pentru a avea mere de calitate. În urma tăierilor. În coroana pomilor vom păstra întotdeauna ramurile cu poziție oblică ascendentă, nu cele cu poziție verticală. Din coroana pomilor vom mai elimina și ramurile concurente sau ramurile lacome, cele care ne consumă hrană. Există o diferență între diferitele moduri de execuție a tăierilor. Când vorbim de tăieri, vorbim de scurtări, atunci când intervenim în ramura de un an. Vorbim de tăieri de reducție sau de transfer, atunci când intervenim în lemnul de 2 ani și transferăm seva pe un lemn de un an. Sau vorbim de suprimare, atunci când eliminăm ramura sau lăstarul de la punctul de inserție.
În urma tăierilor severe, adică executate în lemn bătrân, obținem lăstari noi. Acesta este de fapt și principiul de regenerare a pomilor aflați în declin. Și ca să facem creșteri, trebuie să venim să intrăm mai sever, de exemplu cum e asta, și lăsăm. Și atunci o să apară de aici noi lăstari. O informație strict necesară atunci când vrem să tăiem pomii fructiferi este recunoașterea mugurilor. De aici până la practică este un mic pas. Astfel, știm că în coroana pomilor avem muguri vegetativi, ceea ce vor da naștere la creșteri și la frunze, și avem muguri de rod, care pot să fie floriferi, de unde iau naștere flori, sau pot să fie mixti, de unde iau naștere inflorescențe și frunze. Mugurii se diferențiază între ei prin formă și volum. Cei vegetativi sunt mai mici și mai subțiri, iar cei de rod sau mixti sunt mai mari și bombați. Recunoașterea mugurilor și amplasarea lor pe ramură sunt primii pași în tăierile pomilor fructiferi. Necunoașterea acestor detalii duce fie la stimularea creșterilor abundente în detrimentul fructificării, fie la pierderea unei părți din producție. Dacă dorim creșteri, atunci tăiem în ramurile care conțin mugur vegetativ. Iar dacă dorim să obținem și rod, atenție, nu eliminăm mugurii de rod. La semințoase, mugurele mixt, din care obținem frunze și fructe, este situat în vârful lăstarului, iar la sâmburoase, mugurii de rod sunt situați de-a lungul ramurilor de un an. Mugurele de rod la măr se află întotdeauna în vârful lăstarului anual, iar pe lateral avem mugur vegetativ. Deci dacă dorim creșteri, intervenim în acest lăstar, dacă nu, nu intervenim. Iar tăierile la măr se fac prin transfer la o ramură anuală. Aici la măr s-a intervenit anul trecut într-un lăstar anual și am obținut alți lăstari. Venim întotdeauna printr-o tăiere de transfer la un lăstar cu poziție oblic, ascendentă, dar care iese din coroana pomului, astfel încât să nu ne umbrească și să înghesuie celelalte ramuri. Pentru a obține și menține forma triunghiulară cu vârful în sus a coroanei pomilor, la semințoase putem tăia în lăstarii de la bază, astfel încât să stimulăm creșterile. Baza coroanei este predispusă uscării și de garnisiri din cauza umbririi. Suntem la baza coroanei, deci avem nevoie de creștere anuale, putem să intervenim în ele astfel încât să stimulăm creșterile, pentru că baza coroanei poate să fie largă. Venim 20, 40, 60. La 60 de centimetri deasupra unui mugure care e în exterior, facem tăierea, tot pentru ramificare. Tot ce e sub 60 de centimetri nu se scurtează. De ce nu se scurtează? Pentru că dacă vin și o scurtez cu o treime din lungime, provoc o creștere mai puternică, deci nu se garnisește. Nescurtând-o, apar mugurii de rod. Tot prin tăieri se realizează și normarea rodului. Această lucrare are drept scop eliminarea unei părți din ramurile fructifere. Astfel vom evita supraîncărcarea cu fructe, care va duce la epuizarea pomului, la alternanța de rodire și la îmbătrânirea prematură. În pom au loc două procese, de creștere și fructificare. Dacă aceste două procese nu sunt în echilibru, atunci nu avem recolte an de an și poate ca să avem o perioadă de alternanță de rodire, adică un an cu rod și un an fără rod. Având în vedere că dintr-o inflorescență la măr se obțin 4 până la 8 fructe, gândiți-vă dacă această ramură poate să ducă în jur de 25 de fructe, exclus. Atunci noi prin normare venim și limităm numărul de fructe. Tăierile la specia păr sunt asemănătoare cu cele aplicate mărului. Diferența constă doar în modul de creștere a ramurilor. Părul este o specie semințoasă, la fel ca și mărul, astfel avem pe ramurile anuale în vârf mugure de rod, iar pe lateral mugur vegetativ. Dar pentru că părul are o creștere columnară, adică arată ca o lumânare, noi trebuie să stimulăm lărgirea coroanei. Și cum o vom face? Acolo unde întâlnim ramuri de un an, la baza coroanei vom tăia în ele pentru a stimula creșterile. În rest, tăierile se fac tot prin transfer. Tehnica tăierii la speciile sâmburoase este mult mai ușoară, pentru că aici nu putem greși major. Cu alte cuvinte, putem tăia în orice ramură pentru a realiza un echilibru între creștere și fructificare. Ramurile anuale au în vârf un mugure vegetativ, iar lateral, de-a lungul ei, regăsim atât muguri floriferi solitari, cât și grup de muguri. În cadrul grupului de muguri, unul este vegetativ, iar ceilalți floriferi.
Am spus că prunul fructific atât pe ramuri lungi cât și pe ramuri scurte, ceea ce ne permite să intervenim în coroană oriunde și nu este greșit să intervenim cât se poate de sever. Caisul este sensibil la excesul de producție și are tendința de a se degarnisi. Rodul este cantonat în partea superioară a coroanei, așa că aici vom interveni destul de puțin cu tăieri. Caisul are în vârful ramurii anuale mugure vegetativ, iar pe lateral există muguri de rod sau grup de muguri, ceea ce înseamnă că noi în ramură putem interveni oriunde. Tăierile la piersic sau nectarină se fac identic cu cele de la cais. Avem în vârf mugure vegetativ, pe lateral muguri de rod sau grup de muguri, așa că putem interveni la grupul de muguri oriunde în ramură sau dacă avem numai muguri de rod, putem să venim să intervenim la un lăstar anual, astfel încât coroana să se apropie cât mai mult de trunchi. La cireș și vișin, din cauza poziționării apicale a mugurului vegetativ, iar lateral a mugurilor florifer solitari, apare fenomenul de degarnisire. Astfel, tăierile trebuie să suplinească și acest neajuns. Vișinul fructifică foarte slab, asta înseamnă că puține flori leagă și ajung să facă fructe și are o mare tendință de degarnisire. Având pe un lăstar anual, în vârf, mugure vegetativ și lateral muguri de rod, anul acesta, din toți mugurii de rod, o să obținem fructe, iar în vârf o creștere. Și o să ajungem anul viitor să avem acest fenomen de degarnisire. Astfel, noi prin tăieri vom elimina acest lemn degarnisit, prin transfer vom ajunge la o ramură anuală. În cazul cireșului, tăierile au drept scop normarea rodului și întinerirea. Acesta are tendința de a fructifica abundant, ceea ce duce la îmbătrânirea prematură. Cireșele se formează pe ramuri scurte, numite ramuri buchet sau buchet de mai, care are în vârf un mugure vegetativ, iar în jurul lui are muguri de rod. Deci dacă noi intervenim aici cu o tăiere, din fiecare buchet de mai sau grup de muguri obținem și o ramură și fructe. Mecanismul tăierilor trebuie stăpânit foarte bine. În caz contrar, putem pierde producția și în câțiva ani chiar și pomul. Deci nu facem tăieri scurte. Cine face tăieri scurte provoacă creșteri și nu apar mugurii de rod. Ține pomul în vegetație într-una. Dar să vii să tai o ramură anuală asta, la jumătate, o fac de răbufnește la anul mai tare. Reacția pomului, o creștere vegetativă mai mare. Piersicul acesta este exemplu concret de o tăiere defectuoasă. El a fost degarnisit, adică i s-au eliminat toate ramurile până spre vârf, iar în vârf avem cantonat întreg rodul. Este greșit, am spus, tăierile se fac astfel încât să aducem rodul cât mai aproape de trunchi. Cum s-a ajuns aici? Prin degarnisire se înțelege eliminarea în ras a ramurilor. Nu facem așa ceva. Tăierile pomilor fructiferi sunt indispensabile și trebuie efectuate corect an de an. În caz contrar, ne vom confrunta cu neplăceri. E bine ca tăierile să fie efectuate de oameni care se pricep sau dacă sunt oameni care nu cunosc să se formeze pe lângă un tăietor care știe, pentru că altfel dacă pornește greșit, mutilează pomii.